Sfântul Procopie a trăit în vremea împăraților iconoclaști, de la sfârșitul secolului al VIII-lea și începutul secolului al IX-lea, când lupta împotriva cinstirii sfintelor icoane ajunsese la apogeu. S-a născut la răsărit de Marea Galilei, în țara numită Decapole, după numărul celor 10 cetăți păgâne pe care le cuprindea. A adus de tânăr o viață ascetică și a ajuns la mare desăvârșire, postirea și curăția împodobind numele său. El a mărturisit fără preget adevărul cu mult curaj și s-a confruntat cu cei care negau întruparea cuvântului. Bătut cu cruzime și torturat în diverse feluri, el împărtășea tuturor bucuria dreptei credințe, ce includea și cinstirea sfintelor icoane. Conștienți de pericolul duhovnicesc al iconoclasmului, Sfântul Procop